Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Educație! Începem în această lună o serie de emisiuni, lecții de istorie, cum le-am numit noi, dedicate centenarului. În anul acesta fiind un an special, dar care, după cum vorbeam și cu invitatul nostru de astăzi, înainte de emisiune, nu se prea vede. Avem plăcerea să revină în studioul nostru domnul profesor Dumitru Cauc profesor la Fărcășești, autorul a multor cărți de istorie, multor cărți cu tematică istorică, căruia îi spunem bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Ne face plăcere că ați revenit în studioul nostru, mai ales că în anul centenarului aveți foarte multe proiecte și sunteți chiar foarte aproape să scoateți o nouă carte, de fapt o carte dedicată, Învățătorului Victor Popescu. În anul 2018, în întreaga țară, sunt foarte multe acțiuni dedicate centenarului. Din păcate, ele au ajuns foarte greu în opinia publică. Dacă în fiecare județ, inclusiv județul nostru, oameni de cultură, oameni din conducerea județului, au alcătuit comitete pentru centenar, au făcut programe, cum s-a realizat și la noi în județul Gorj. În mijlocul populației ele au ajuns foarte greu. Au ajuns foarte greu, nu din vina oficialităților, și o spun cu cunoștință de cauză, pentru că de anul trecut, din, lun din lunile de vară, Consiliul Județean, Comitetul de Cultură, a trimis către primăriile din județ o notă prin care li se cereau să analizeze cu toți factorii responsabili din localități ce acțiuni se pot organiza în anul centenarului, rămânând autorităților locale sarcina să adune la un loc oamenii responsabili, cu toată suflarea care dorește să se facă cunoscută la 100 de ani de la centenar. Și aceasta a fost prima sincopă. Cum au ajuns aceste adrese, cine a trebuit să răspundă și de aici foarte multe localități, acțiunile au venit foarte târziu, propunere de acțiuni, subțiri ca substanță, nu au vizat acele localități în oglinda timpul la 100 de ani și ceea ce națiunea română dorește să arate că în cei 100 de ani România a mers înainte și suntem astăzi o țară democratică, o țară europeană și, care, și noi, cei care trăim în ea, trebuie să fim mândri de aceste realizări. Și atunci eu mă aflam la Negomir, la primărie, în niște discuții cu primarul, vă dau exemplu primarul de la Negomir, care a spus, domn profesor, am primit o adresă, vreți să vă uitați peste ea? Când m-am uitat, Trebuia în două, trei zile, zic, mă uit peste ea și zic, păi sunt activități. Și atunci, bă, zic, convocați aici la comună să vedem ce facem. Și deci, așa s-a fost situația, vă dat, de exemplu la Negomir. Același lucru se trebuia să se întâmple în toate localitățile din uh, județe. Și în toate localitățile din uh, județul nostru. Acum, în ceea ce privește acțiunile, am să mă refer la acțiunile pe care le cunosc eu și la. De care mă ocup. Da, nu, nu întâmplător am început uh, cu întrebarea despre Victor Popescu și cartea care este așteptată. O avem premiere, de fapt, o să încercăm astăzi, pentru că. Uh, Spuneați de programul acela care a fost făcut pe fiecare comună și la nivelul județului. Am luat uh, Consiliul Județean, Comisia Centenar din Primăria Târgu Jiu, ca să vorbim la nivel județean, dar și foarte multe comune, inclusiv Negomiru, ați luat finanțare pe Ministerul Culturii, pe multe, deci au fost apreciate. Problema care s-a pus este că în foarte multe localități acestea au fost, spuneați asta, delicat, așa, fără substanță. Da, lipsită de concretețe, n-aveau nimic. Uite, dumneavoastră vorbim și spuneam de, facem un fel de premieră și a cărții despre Victor Popescu. Păi gândiți-vă ce înseamnă o carte de genul acesta și am spus foarte mult. Acum ne întoarcem la discuția noastră. Pentru că ați adus în discuție Victor Popescu, ar trebui să-l includem pe Victor Popescu în atmosfera acel, acelor ani. Eu aș zic să pornim discuția ce a însemnat anul 1918 și cum s-a ajuns la anul 1918. Lupta națională a românilor în secolul al XIX-lea, în cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea, a căpătat noi valențe. În toate provinciile românești, după, după Revoluția la 1848, se analizează ce a fost bun, de ce n-a reușit, de ce a fost înfrântă Revoluția Europeană, iar Revoluționarii Pașoptiști vor continua lupta pentru împlinirea programului Pașopist. Noi am discutat într-o emisiune anterioară și am mers până la 1892, până la memorandum. De Eu aș vrea, vrea, așa, foarte scurt, să vedem ce s-a întâmplat de la memorandum până la 1918, o perioadă foarte scurtă. Principalul eveniment care a avut loc a fost conștientizarea de către întreg spațiu românesc a ideii că românii nu mai pot aștepta de la niciun imperiu binefaceri. Protecția împăratului austriac a zburat această idee, după ce împăratul Austria a refuzat să se întâlnească cu cu Avramiancu. Le-a dat speranța revoluționarilor din Transilvania că nu pot merge pe această linie, în Partidului Național al Românilor din Transilvania. Adoptarea apoi a tacticii pasiviste se va vedea că va fi, va fi un eșec. Vor încerca în 1892, cu memorandumul, să sensibilizeze Europa asupra drepturilor românilor legitime din Transilvania. Acesta a fost un, un an de cotitură. Cu doi ani înainte, lua, să ființ, lua să ființă Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor. În momentul în care acțiunea memorandiștilor a captat întreaga opinie publică din tot spațiul românesc, dar nu numai, din întreaga Europa și peste ocean în Statele Unite ale Americii, a arătat că națiunea română era coaptă pentru viitorul an acesta al împlinirii naționale 2018. M-aș gândi doar la efortul făcut de Octavian Goga, Sextil Pușcariu, de tinerii mă gândesc aici la Iuliu Maniu, de, de, Vasile Goliș, care vin din partea Aradului, despre Astra de la Sibiu, de a reuși să coaguleze toate forțele din Transilvania, pentru că se întâmplase ceva. Tinerii, numiți tinerii oțeliți, ai Transilvaniei, nu mai aveau încredere în vechea gardă. Nu mai aveau încredere pentru că eșuase. Și se schimbase și tactica, tot mai vorbeam, de la pasivism la activism. La activism, da. Și de aceea, în 1892, apoi procesul de la Cluj în 1894, care a atras de partea memorandiștilor toate suflarea românească și mai ales Bucureștiul. Acum începe să spună soarele la București răsare, adică Bucureștiul se implică. Nicolae Iorga va publica atunci mai multe articole despre Nevoia de a merge spre Transilvania și spre Bucovina, el însuși a fost împiedicat să participe la serbările din Bucovina, pentru că foarte multe articole, e timpul să nu-i lăsăm, să fim alături de ei. E, Carol I, noi știm că ei au fost condamnați numai prin intervenția lui Carol I, dar și aceasta din motive politice și strategice, pentru că făceam parte din puterile centrale, a intervenit după un an. Foarte interesant cum, cum autoritățile maghiare au eliberat pe memorandiști. I-au eliberat pentru că, în schimb, celor, acelor judecători și acelor martori ai acuzării au fost decorați ca să renunțe, pentru că nu au vrut niciun chip să elibereze memorandiști. Eliberarea memorandiștilor și apoi larga propagandă a dus apoi la schimbarea gărzii în fruntea Partidului Național uh, Român. Ce s-a întâmplat în continuare e Congresul 1905 când se revine la tactica activismului și își dau seama că pot să-și sprijine. Da. Deși și adoptarea tacticii activismului a fost un eșec. Primele alegeri noi știm că alegerile, cum se făceau în regimurile trecute, dar alegerile într-un regim, cum era regimul austro ungaria au fost și mai dure și, deși multele colegi electorale aveau cei mai buni oameni, oameni de cultură, oameni bine văzuți în colectivitate, nu au fost uh, aleși. Și de aceea, după 1910, își dau seama că nici autonomia Transilvaniei, nimic în cadrul austro-ungariei nu mai este posibil. Deși viitorul ministru de externe al austro-ungariei Legat la noi, la București, le spunea le austriecilor spunea și conducătorilor de la Budapesta și de la Viena că față de român trebuie o nou, o altă abordare, aceștia n-au luat în seamă și s-a dovedit apoi că românii vor fi pregătiți când va izbucni războiul mondial să susțină intrarea alături de Antanta. Apoi, anul 1914, când a izbucnit primul război mondial, a găsit Transilvania pregătită să susțină lupta națională, adică întregirea statului național. Același lucru se întâmpla în Bucovina și în Basarabia. În Bucovina din ce în ce mai mult românii de acolo suferau aceeași asuprire din partea ucrainienilor, dar nu numai din partea ucrainienilor. În toate colegii electorale românii erau inferiori același cum se întâmpla și în Basarabia, unde aici mai era și politica de rusificare pe care noi o cunoaștem. Deci, în preajma anului 1914, întreaga societate românească era pregătită să înfăptească acest ideal. Când factorii români au hotărât neutralitatea la Consiliul de Coroane de la Sinaia, un act în acel moment, un act de o mare înțelepciune politică, toată lumea spera, lumea care dorea unirea, spera că în cele din urmă, când se va hotărâ trecerea de o parte sau de alta, vor alege, vor alege Antanta și nu Rusia. Convinși fiind că vor găsi soluție mai apoi și cu Basarabia, pentru că unii care erau mai sceptici, cum era Pepe Carp sau Constantin Stere, susțineau că pericolul cel mare este Rusia. Oricum a predominat acest curent a fil. Aceasta este situația în început războiului. Noi știm cei doi ani de război, 1914-1916, intra România în război. Și acum putem să purtăm, domnule profesor, discuția despre al primul război mondial, intrarea României în război, să menționăm că intra în război în august 1916, după un plan de luptă care s-a dovedit a fi greșit, total greșit. Românii sunt respinși, datorită faptului că au adus forțe superioare și pe frontul Transilvan, dar și în Bulgaria. Că au pătruns pe aici, pe, la, pe Valea Jiului, s-au reversat forțele uh, înspre țara românească, despre ce lupte pe Valea Jiului, despre moartea generalului Dragalina lângă Lainici, apoi despre jerfa românilor din octombrie de la porțile Târgujiului, iar aici, în. Uh, în zona noastră, trupele înaintând spre interiorul țării românești, în zona Brătuia, germanii i-au copleșit și atunci s-au retras în, în, într-o mare derută. Au așteptat să vină în ajutor colonelul tău de la turnul Severin. Și întreaga suflare, am găsit acum niște documente, care întreaga suflare, toată lumea aștepta și în sate, toți, la toți oamenii se spăseseră cum să-l întâmpine pe colonelul Tăutu și ce să facă când va veni colonelul Tăutu. E, colonelul Tăutu nu a mai avut ce face pentru că trupele germane s-au revărsat rapid, s-a încercat o rezistență în zona Brănești și în zona Bolboș, Ohaba, după care a fost inutil când a venit colonelul Tăutu, în sate deja toate comunele fuseseră ocupate de autoritățile germano ungare Știm rezistența de la, la Arge și apoi în decembrie ocuparea capitalei, în decembrie și rezistența care n-a prea fost pe Argeș, deși exista un asemenea proiect. Poate ar fi de discutat aici despre situația generalului Culcer, cel care a fost înlăturat de la conducerea armatei române așa a venit Dragalina la conducere, dar care era adeptul unei idei, având în vedere subțirimea trupelor române în și față de valoarea adversarului, iar o apărare, el susținea cer abandonarea Olteniei și apărarea pe Olt, care ar fi putut fi fortificat și ar fi putut rezista mult mai mult timp. Acea idee n-a fost îmbrățișată de înaltul, de comandamentul românesc, nici n-au știut situația exactă de pe front și din cauza aceasta s-a întâmplat că n-am mai putut să facem, deci am luat am avut și foarte multe pierderi umane, inclusiv pe Valea Jiului, inclusiv în Torgorju, inclusiv pe Old, dar n-am reușit să facem o rezistență pe Arge și așa cum era prevăzută, culmea întâmplări, știți, o tanchetă românească ajungând cu planurile noastre de luptă chiar în liniile dușmane, deci a, a culmea ridicolului pentru un, pentru un război. Dar apropo de ce zugrăvirea primului an, cum ați făcut, de fapt, primei jumătăi, primei campanii, ați trecut dumneavoastră în revistă, a marcat totuși ca idee. Românii au demonstrat că pot fi chiar Slabi înarmați, slab, slab dotați, proși condus, conduși, pardon, cu toate acestea au demonstrat că pot fi la înălțimea uh, pregătirii trupelor uh, germane și ungare care se aflau da, în Da, pentru voastră. că uh, pe celelalte fronte n-au -au putut să treacă. Da? Atunci s-a lansat la o zi ca pe aici nu se trece. Și a arătat devotamentul armatei nu cât era de slab în armată. Aici vreau să continui în, iarna anilor 1916-1917. S-au analizat cauzele eșecului. Misiunea franceză în frunte cu general Betelou a venit la București. Guvernul României încearcă să găsească noi mijloace de întărire a armatei. Se refac planurile de luptă, dar în teritoriul ocupat se instituie ocupația puterilor centrale care a fost o ocupație, cum o numea Jacques Constantinescu, cea mai sălbatică din care au fost, deși așteptau să vadă soldatul german, ocupația germană a unor oameni culți, de fapt a fost o ocupație sălbatică de spolierea bogăților țării. Cum Goju a fost primul județ care a intrat sub ocupație, a simțit pe pielea sa toate atrocitățile ocupației germano-austro-ungare. În acest climat s-a născut acțiunea conduse de Victor Popescu. Pentru că ați adus în discuție Victor Popescu, aș menționa că de-a lungul anilor, în regimul comunist, dar și înainte, în regimul de înainte, 1944, s-au scris despre faptele sale. Primul care le scrie, care le descrie, este Jacques Constantinescu în atocețe germane, așa, lapidar, câteva amănunte. Apoi, la drobeta Turnul Severin, în alarma Mehedințului, care, bolocan, publică un foileton, mai multe numere, despre uh, Victor Popescu și acțiunea lor, pornind de la cei 10 martiri omorâți la Turnul Severin. S-a mai publicat și aceea. Nu, exist nu era acces la dosarul, de dosarul german, de aceea multe date în aceste documente sunt, au multe inexactități, pentru că sunt nume de personaje greșite, nume de localități greșite, dar supra, uneori supralicitarea, inclusiv să discutăm noi de atacarea de către partizanii condus de Victor Popescu a orașului Târgu care nu era posibil, nici nu apare, de asemenea, Victor Popescu, eu am mai multe, m-am promis că vă aduc vă, niște documente în premieră, e, Victor Popescu nu le, nu le mărturisește și nu le afirmă. Și atunci, în, în, în Gorj, de exemplu, și în Gorj au publicat în, în Gazeta Gorjului, în, în Gorjanu, a publicat și domnul Manoniu, și Popocescu, și mai mulți o, au încercat. Un studiu mai bun în Oltenia l-a publicat Lucian Deaconu. De asemenea, o mare contribuție la cunoașterea acestei mișcări Victor Popescu are distinsul profesor Dan Neguleasa, care a publicat în 1981 la un simpozion pe care l-am organizat la Fărcășești, a publicat un documentar foarte interesant și apoi în, 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 în Litua. De asemenea, două studii bune au publicat și domnul Vasile Marinoiu și domnul Vasile Andrițoiu. Deci cam așa stăm despre această problematică. De 40 de ani mă ocup și eu de această problematică, strângând materiale, publicând în LITUA și în alte publicații noi mărturii. În anii aceștia ce am făcut? Am sâns informații din localitățile în care a acționat, iar în ultimii 10 ani, am mers în localitățile care au făcut parte din perimetrul în care au luptat și am intervievat oameni între 80 și 90 de ani, care mi-au mi dat niște informații extraordinare, senzaționale și care mi-au conturat imaginea acestui Victor Popescu, acestui mare învățător, de energetic învățător. Există însă și un impediment, pentru că la mulți dintre care i-am intervievat, am trebuit să le, să le scot imaginea din filmul pe care unii îl văzuseră și încercau să confunde. În ultimul timp am găsit informații foarte apropiate de adevăr și acum putem contura exact imaginea acestui mare erou. Nu este erou al goju, este erou național. Apropo de personajul devenit și de film, cum spuneați, Bătălia din umbră și un personaj intra în legendă, numai în locurile pe care dumneavoastră spune și le-ați le, -ați, le -ați bătut cu pasul ca să, ca să aflați toate aceste lucruri, dar Victor Popescu este un, un, personaj interesant nu numai la primul război mondial și ne întoarcem acolo pentru că el acolo și atinge, să zicem, potențialul, dar îl găsim să zicem așa mai puțin în perioada interbelică prin acțiuni deosebite, dar e problema lui cu regimul comunist. Și cred că mai discutam odată situația aceasta. Ce s-a întâmplat cu România după 1945? Că foarte mulți din cei implicați în România, în construcția României mari, și aici mă refer nu numai la în Muntenia, dar și în Moldova și în, și în Ardeal, vor veni în coliziune cu regimul comunist și mulți vor sfârși în închisori, deși aveau meritul fundamental de a fi făcut România mare. Păi, se știe, toată intelectualitatea românească a fost băgată în închisori, toți care s-au împotrivit regimului comunist acolo au sfârșit. Eu aș putea să continui că, din cei care au fost făcut parte din grupul lui Victor Popescu, inclusiv cel mai tânăr, Ionel Popescu, sunt comisar apoi la poliția din, din turnul Severin, va fi deportat în Bărăgan. Deci este o viață, o viață furată. Deci după ce a luptat în codrii Gorjului și Medințului împotriva natelor germane, când după, după război, a fost deportați în Bărăgan, pentru că la fel s-a împotrivit regimului comunist, dar nu numai el, și ceilalți, cei care au făcut parte din aceasta. Acum să revenim la, la Victor Popescu, dumneavoastră spuneați ce s-a întâmplat, dar și în perioada interbelică. Eu am conceput lucrarea o, o viață așa cum a fost. Din toate punctele de vedere, acest învățător a fost un luminător al satelor. O să vadă în lucrarea mea. El. Este printre primele monumente care s-au ridicat eroilor, a fost cel din Fărcășești, în care Victor Popescu a făcut coletă și a făcut programe artistice să strângă banii. Mai mult decât atât, Banca Populară și noua construcție a școlii, deci a fost foarte implicat în... era Era o voce foarte puternică, ajuns revizor școlar în cercul cultural se dezbăteau cei mai mari psihologi și filozofi ai vremii, era un om de o, de o rară cultură, știa și germana foarte bine, știa și franceză foarte bine, știa și rusă foarte bine dar în primul rând era un om foarte citit am găsit uh, registrele procese de verbale uh, în care el analiza, vreau să vă spun în afară de centru cultural centru de examen pe care el coordona ce rezultate se obțineau toți foștii lui elevi și câțiva mai sunt acum în viață aveau un scris Dumnezeu, de frumos, pentru că era un dascăl exigent. Deci, pe tot, pe tot frontul, atât pe frontul luminii, cât și pe, pe acest front, uh, adevăratul front în care se trebuia vărsa sânge Victor Popescu, este un exemplu de urmat. Acum, uh, cartea este aproape în faza de finalizare. Am uh, reușit să elucidez mai multe aspecte. În primul rând, ce a fost? Unii au zis. El a fost Haiduc. Alții i-au zis: Apare acolo foarte multe, Haiduc cu Victor Popescu. Alții i-au zis hoți, alții l-au făcut dezertor, mișcarea sa. Unii au zis banda, alții i-au zis detașament de partizan, alții i-au zis poter, alții au zis, zis ciată. E... Există și teoria mai nouă văzută în revistele de istorie că legături de. S-a speculat legătura pe care a avut-o Victor Popescu cu armata română și că ar fi aparținut serviciilor secrete ale armatei române. Da, eu sunt acum, studiez și la arhivele militare și imaginea lui este, este aceasta. El a rămas în spatele frontului. Un singur om a știut atunci, e vorba de capitanul Gheorghe Butuleanu, care apoi s-a predat pentru că el a spus, eu sunt comandant de unitate mai mare și tu continui. El a transmis statul major român, deci după ce a ajuns, el a ajuns în aprilie, de-abia în aprilie 1918, a ajuns la marele stat major. Victor Popescu. Și acolo mai niciun document nu apare că a rămas din însărcinarea, din însărcinarea armatei române. Deci probabil a fost tot întâmplarea că până în la urmă... Film, e... da, el, ajungând în satul său, cum a, el are Victor Popescu, până acum în arhive erau două-trei declarații, sunt mai multe declarații, declarații care vin și în contextul în care după război, cei care s-au îmbogățit, cei care au colaborat cu germanii devin mult mai vocali după 1926, în care și acuzei la rândul lor pe mișcarea lui Victor Popescu, și atunci, în 1926, ei cei care își dăduseră viața pe front, e vorba de Ionel Popescu și Victor Popescu, atunci se adresează din nou Ministerului de Război, Divizii 19 Infanterie Mehedinți și cer să reia anchetele. Și au făcut din nou declarații. Ce s-a întâmplat atunci? Și atunci revin din nou cu acele declarații, se ia declarații, vine și armata și pune la dispoziție. Pentru că vreau să vă spun în 1918, sfârșitul anului 1918 și începutul anului 1919, ca în toată Europa, ca și cum a fost pe al doilea război mondial, a fost o acțiune de vendetă. Oamenii au vrut să răzbune pe profitorii de război și atunci mare stat major a ordonat, curta marțială a acționat imediat și aceștia toți care au fost, au fost anchetați, li s-a dat ani de închisoare, dar imediat, după Marea Unire, când uh, oficialitățile române au considerat că dacă s-a împlinit marele ideal, ar fi timpul să facem o, o unire a tuturor energiilor, să uităm trecutul și să ne apucăm să zidim. Și atunci au fost lăsați în libertate. Interesant. Da, este interesantă. Dar da, și foarte bine gândită. A fost foarte bine gândită, numai că aceștia, aceștia din nou au agitat spiritele și atunci din nou se rea procesele și începe din 1926, din nou se deplasează în Județie reprezentanții Ministerului de Război fac din nou, pentru că Victor Popescu el însuși a fost uh, declarat ca dezertor de către aceștia, au spus că este dezertor și atunci se reia discuțiile și atunci aflăm toți care tră, cei care trădeaseră în toate localitățile și ies la iveală cu mai mare uh, putere oamenii care au avut curaj. eu vă spuneam înainte de emisiune că m-au impresionat femeile femeile care au avut curaj în perioada aceea, fie să-l sprijine pe Victor Popescu fie să dea arme grupului său, da, fie să găzduiască pe cei care erau urmăriți de germani, să nu pârască, deci să nu fie delaționiști și am rămas marcat de două femei din Rogogelu, Domnica și Ioana Săvoiu. Ele făceau parte dintr-o familie de vechi învățători de acolo din sat, și când au apărut uh, acești oameni răzățiți prin păduri și când s-au ajut de, grup, de grupul acesta lui Victor Popescu, duceau deci pe ascuns mâncare în pădure. De partea lor a trecut și viceprimarul. Dacă primarul a cooperat cu autoritățile germane, viceprimarul Popescu a trecut și el de partea, de partea lui Victor Popescu și aceste femei le spunea, aduceți la mie, mie n-au ce-mi face. Și domnica și Ioana Săvoiu duceau zilnic în pădure alimente și arme acestora. Și chiar dacă au fost anchetați 36 de persoane din Rogojelu și câteva, nici o femeie, am văzut declara nici o femeie nu a declarat că au dus în pădure și că știu de Victor. Bărbații au spus, dar femeile n-au declarat. Același lucru s-a întâmplat și în, în Bolboș, unde, unde surorile Giosu da? și apoi Sofia Vladul la fel au avut fost, au fost un curaj extraordinar. Iată contribuția femeilor la această mișcare de partizan. Pentru că fără, fără sprijinul populației, nu am mai discutat, mișcarea asta nu ar fi avut sorți de izbândă. Da, faptul că n-au trădat, avem chiar acel grup de care vorbeam și altă dată, grupul de la severincii care au plătit cu, cu, viața, să spun așa, colaborarea cu Victor Popescu, a arătat că nici acolo nu s-a putut vorbi de o trădare. Deci, practic, a avut foarte mulți oameni care au mai bine s-au sacrificat decât să-l dea în vileag. Acum am mai reușit ceva, am reușit să fac o imagine cât de mare era acest grup, că se vorbea de, 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 cam, de companii, de 150 de persoane, se vorbea tot felul de... Am reușit să văd și care sunt oamenii care au făcut parte continuă din grup, am confruntat documentele, din grupul său au făcut parte învățători, simpli plugari, oameni înstăriți din sate, primari, notari. Deci, iată, din toate categoriile sociale au făcut parte. Și atunci și am reușit 20 să le știm și numele care ele vor apare în, în viitoarea lucrare. De asemenea, am reușit să aflăm cam care este ordinea uh, bătăliilor care s-au desfășurat. Pentru că trebuie să demontăm și sub exagerele acelea care s-au făcut, aruncarea trenului în aer. Poate legenda. Poate legenda, dar... Un capitol al lucrării se, va fi așa, Victor Popescu, mentalul colectiv, cum s-a păstrat și uh, foarte multe respectă, mare parte, adevărul. Chiar duminică, în la o mormântare, mama lui uh, Nicu, uh, Nicu Mitroiu, o avem cineva, nu vreau să am ceva să vă povestesc, iată, tatăl meu, încă trăiește are 90 de ani, și m-a povestit un episod. Zic că asta nu știam uh, și l-am înregistrat imediat. Merg după mine, continuu cu reportofonul, ca să, să aflăm noi amănunte. E, uh, Arătând imaginea aceasta, acțiunilor mari, ele, în mare parte, jurnalul lui Prunescu și jurnalul Ionel Popescu coincid cu bătăliile descrise și de alții. Am găsit și locul în care au avut, au avut loc în înfruntările, de spațiu în care au avut loc înfruntările la Trestioara, o femeie de 84 de ani, chiar de acolo, mergem împreună acolo, am înregistrat-o, mi-a dat niște imagini extraordinare a oamenilor care l-au ajutat. Și aș aduce aici, cu voia dumneavoastră, în discuție unul dintre eroii de la turnul Severin, e vorba de notarul Constantin Cojocaru, căruia noi ridicăm un monument la, la, la Negomir, lângă primărie. Și, acum vă spun, în premieră, în luna decembrie, va apare și cartea viața lui Constantin Cojocaru și lupta sa, pe care tot eu o realizez. Și cu ocazia aceasta a investigării acțiunilor lui Cojocaru am aflat niște lucruri foarte interesante care au un centru pe cealaltă femeie foarte cunoscute, e vorba despre Floarea Ungureanu, cea care i-a dat găzduire lui Victor Popescu S-au circulat foarte multe în mentalul colectiv, care fi fost iubita lui Victor Popescu, amănunte. Într-adevăr, a fost o femeie foarte frumoasă, spune Norai. Baba mea era atât de frumoasă că toți bărbații o îndrăgeau și nemții trăgeau, veneau să, să, o privească. Acum am aflat că, de fapt, iubirea ei adevărată a fost notarul acesta, notar Constantin Cojocaru, care venea acolo. De ce venea? Venea pentru că el, el intrase în, în, în ceata lui Victor Popescu, în detașamentul său de partizan. Cu această ocazie vreau să vă spun că ridicăm și monumentul de la Turnul Severin. Am înaintat la Ministerul Culturii, aprobările sunt venite. Acum să vedem de la comunele în care au avut eroi ce contribuție vor veni, încât sperăm să realizăm și acest monument dedicat celor 12. Și vreau să spun celor 12, pentru că într-o declarație din 28 iulie 1927, a patra declarație a lui Victor Popescu, el spune despre cei 12 martiri. Și m-am bucurat că a zis cei 12, pentru că alături de cei 10 români au murit și cei doi, pare și pelegrini, cei doi italieni care au încercat să ajute la eliberarea părinților Victor Popescu și altor români în închisoarea de la Turnul Severin. Și atunci ne-am gândit să luăm legătură și cu primăria din Roma, să invintă și primarul Romei la inaugurare, pentru că un, chiar pe chiar, chiar din Roma, ca să aflăm apoi ulterior că acolo au fost omorâți și încă doi luptători împotriva Austrongalului, e vorba despre un rus și un sârb. Și până la urmă, numărul victimelor este mai mare decât cel cunoscut. Deci, da. de istoriografie, cel comunicat da. oficial. Aș vrea să vă spun, domnule profesor, cât de, cât de interesat a fost populația turnul Severinului după război, după ce s-a reinstaurat administrația românească. Șerfa celor 12, chiar 14 la turnul Severin, a atras atâta simpatie încât Asociația Femeilor conduse de Grecianul din turnul Severin, unitățile militare, au organizat dezhumarea și apoi ducerea și mormântarea în cimitirul ortodox. Lega, Lega va publica la fel un folieton despre această, această încercare a femeilor de a nu-i lăsa uitați în dealul de la Alunii. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului primar de la Turnul Severin pentru larga deschidere care a avut-o să ne lase să investigăm zona în care au fost uciși. Ni s-a eliberat într-o singură zi certificatul de urbanism, încât noi avem acum când deschis să putem ridica monumentul. Și dacă există și resursele, se pot face... Le Iată un eveniment care, și o lucrare, o titorie care poate însemna ceva pe mișcarea centenar, de care vorbeam mai devreme. Bine, pentru cei care ne privesc, personalitatea lui Victor Popescu este foarte interesantă. Unii au văzut filmul poate păcat că nu se reia pe televiziune, el po poate fi accesat pe internet, dar nu deocată, nu, nu l-am văzut reluat la televiziuni. Interesant că nu este din acel pachet. Televiziunile noastre cumpără, există un pachet al cinematografiei de 100 și ceva de filme, dar nu face parte din asta și de aceea nu-l redifuzează toate televiziunile. Eu mă așteptam în anul centenarului să se realizeze un lucru la care lucrez împreună cu inițiatoarea. Este un nepoata unuia dintre cei unchi la Severin. Din a venit din București, la vinia Dragomir și ne-am să facem un, un, documentar. Documentarul este aproape gata. Nimeni nu a fost interesat de el. Eu am zis că le o să-l prezentăm noi în toamnă, dacă avem timp la 14 octombrie, atunci să prezentăm și... Și am făcut un, un nou documentar cu noile informații cu, și cu datele din arhivă. Pentru că ar trebui din nou prezentat, pentru că personalitatea sa ar, este, arată care a fost profilul adevărat al românului. Da, poate la momentul când îl aveți gata atunci în octombrie, poate îl difuzăm și noi dacă îl vezi, da? Pentru cu că siguranță. e bine să ajungă la uh, la cât mai mulți telespectatori și la cât mai mulți gorjeni până la urmă să vadă cât de importanți au fost strămoșii lor, iată, chiar în făurirea centenarului. Pentru că vorbeam de primul război mondial și dumneavoastră ați început mai devreme și e normal evenimentele de după 1848, practic toate au adus la constituirea României mari. Dar, primul război, dacă n-am fi participat România la primul război mondial, Războiul de întregire națională, cum este numit de noi, n-ar fi fost posibil anul 1918. Deci trebuie să înțelegem în primul rând acest lucru. Păi să ne reîntoarcem acolo. Aș vrea să pornim de la sfârșitul anului 1918. Cele 800.000 de jerfe. Mi-a plăcut un articol publicat în, în preziua... A Maria dună de la Alba Iulia despre jertfa, vorbea despre jertfa celor 800 de mii de români. Jertfa celor 800 de români ne cheamă la, la Alba Iulia. Uh, și citeam în articol cum s-a organizat. Am aflat uh, de la distinsul profesor Nichifor, uh, Nichifor uh, și despre implicarea unui gorjan de-al nostru în asigurarea pazei la Alba Iulia când a fost încoronat uh, uh, Regina Maria regina, și regina, 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 regina. Ferdinand. Da? Vreau să vă spun că în acel an, 1918, fără jertfa românilor, ni n-ar fi fost privită de către marele puteri, pentru că marele puteri au privit cu simpatie. Regina Maria, dar nu numai Regina Maria, aici a luat Tacheonescu, Filipescu, toată, toată emigrația, studenții români, societatea studenților români societatea studenților români a avut un rol foarte important. De asemenea, Comitetul Național Român în frunte cu, cu Iuliu da. atunci când s-a dat aprobarea adunării mari adunării naționale Alba Iulia, societatea studenților români și cei care au organizat uh, uh, acea adunare au cerut aprobarea Comitetului Național pe care l-au recunoscut, Comitetul Național de la Alba Iulia. Cu voia dumneavoastră am putea discuta puțin... Uh, acel moment despre Basarama noi am mai discutat. Ce s-a întâmplat cu Transilvania la sfârșitul, dacă mai avem timp la sfârșitul... Da, mai avem câteva minute da. pe care putem să intrăm așa puțin în acele momente. Da. Păi în toamna anului 1918 în condițiile în care Imperiul Austro-Ungar se, se, se prăbușa, în condițiile în care românii, sârbii, slovacii au stabilit contacte foarte apropiate au făcut un comitet, un comitet uh, al tuturor popoarele aflate din Imperiu să-și susțină împreună cauza. În condițiile în care în toate teritoriile aflate de dominație străină apă, apăreau gărzi naționale și, și comitete naționale, e, și în Transilvania au apărut gărzi naționale și comitete naționale și românești, și maghiare, și germane. România au încercat, au încercat la început prin diplomație să convingă autoritățile maghiare, autoritățile naționale maghiare, să obțină autonomie, să obțină autonomie la început. E, noi știm că pe 3, în 3, în 3, pe 3 octombrie apare acel manifest către popoarele mele, mele credincioase, în care li se, li se cerea să obțină o largă autonomie. E, Mitul unui împărat tuc zburase, și atunci știm de declarația de la Oradea citită în Parlamentul de la Budapesta de Alexandru Vaida voievot. Apoi momentul momentul crucial în care Partidul Social Democrat și Partidul Național Român și-au dat acordul și a pus bazele Comitetul Național Conținele Român, Consiliul Național Român Central cu sediul la Arad în care și acolo s au hotărât, Vasile Goli și-a susținut, ar fi bine în continuare să parte tratative cu partea maghiară, ceea ce s-au și purtat între 13 și 15 noiembrie, cum era firesc, ele au eșuat, pentru că românii susțineau principiile din declarația de la, de la Oradea, adică se bazau pe principiul de dreptul la autodeterminare al popoarelor, înscris și în, în, cele 14 puncte ale declarației președintului american Odro Wilson. E, Publicarea declarației de convocare a Marea, de la Alba Iulia a găsit poporul român din Transilvania bine pregătit. Vreau să vă spun că din documente reiese rapiditatea cu care au avut loc alegerile, pentru că ceea ce puțin știu, pentru a trimite reprezentanții la Alba Iulia, au avut loc pe colegiile electorale în care românii candidați anterior. Au avut loc alegeri și alegerile au fost deschise, oamenii și-au prezentat cu mare entuziasm și au trimis oameni reprezentanți și la albaiule, nu au fost numai intelectuali de frunte sau din mediul academic sau din armată sau din mediul economic, au fost și țărani, au fost țărani, preoți, deci din toate mediile sociale, deci oamenii și-au trimis acolo. Iar intrarea în Alba Iulia, în ziua aceea, felul în care au fost primiți, entuziasmul care au fost primiți cei care au venit dinspre, dinspre Munții Apuseni, adică parcă vedeau cu un an în urmă pe cetele lui Horea sau le, ale lui Iancu, cei care veneau dinspre Sibiu, cei care au venit dinspre Brașov. Bucuria locuitorilor din prejmerul Brașovului că vor merge la Alba Iulia s-a adus în, în discuție atunci și cărțile religioase a lui Coresi, adică ele veneau cu, cu, Biblia și cu cărțile lui Coresi arătând că de fapt românismul vine la el acasă. Se știe discursul lui George Băsești urmat de analiza făcută de, de Vasile Goldiș, acelor lupte pe care le-a dus și apoi de rezoluția mare de unirea de la Alba Iulia. Important este că în acest proces, Guvernul României a fost solidar cu lupta românilor din Transilvania, de la intrarea armatei române care a sprijinit Gărzile Naționale Românești, pentru că populația era lovită de Gărzile Maghiare, până la atitudinea imediat principială și fără echivoc a lui Ferdinand și a guvernului de a recunoaște întâi Unirea Basarabiei cu România, apoi Unirea Bucovinei și celei din urmă actele ce vor fi hotărâte la uh, București. Alegerea marului lui sfat național de 250 de persoane, parlament până la definitivarea unirii până la 120, da, da și alegerea consiliului dirigent în frunte cu Iuliu Maniu da, au fost acte importante și mie mi se pare un act foarte important. Principiile care au stat la baza declarației sunt principiile cele mai democratice din întreaga Europa, pe care noi le-am respectat până astăzi și astăzi minoritățile. Din România au, au drepturile pe care noi le-am afirmat în declarația de la Alba Iulia. Iar România interbelică, în toată perioada ei, în afară de acele derapaje care a, a fost inerente unei epoci în care s-a mers între, spre stânga, spre dreapta, în, aici a fost un regim cu adevărat democratic în care au acționat și Partid Evreiesc, și Partid German, și Partid Maghiar, toate revistele și ziarele. Deci tot ce s-a hotărât la Alba Iulia s-a împlinit. Îmi place să amintesc aici un articol din, la, din ziua de 8 octombrie 1922, cu o săptămână înainte de încoronarea. Da. Și spunea atunci un prelat din Transilvania. Spunea Astăzi s -a sfințit că, că s-a sfințit cu o săptămână înainte. Astăzi s-a sfințit Catedrala Întregirii Neamului. Astăzi s-a sfințit Catedrala pictată de noi românii. S-a sfințit Catedrala al cărui clopot e făcut de noi românii, făcut la Sibiu. Mai important îi spune ce am făcut noi de patru ani. Ce trebuie să facem noi de acum înainte pentru 1 decembrie? Și spunea să nu facem numai omagierea discursuri și întruniri. Fiecare dintre noi să arătăm ce putem da acestei țări. Ea ne-a dat. Ne-a dat țara întregită. Fiecare locul nostru de muncă și spunea: Învățătorii în satele să lumineze satele, medicii să scoată bolile de la sate, oamenii de afaceri să angajeze pe oameni și producția românească să, să ia calea exportului, preoții să fie mai cu sârg în sate și să aducă lumea spre Dumnezeu, iar noi cu toții să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat acest pământ binecuvântat. Veniți la Alba Iulia. Iar, veni, iar ziua de 15 octombrie a fost atât de bine pregătită, că foarte bine pregătită, încă nu se intra în oraș, s-a intrat decât cu legitimație și cu buletin, foarte bine organizată, dar nu era uh, poliția care să te rețină să nu intri. Vroia să fie, uh, fie convins. Da convinși că patriotismul se va manifesta și spune, nu s-a întâmplat nimic, toată lumea a fost bucuroasă, nimeni nu nu s-au împins. Apoi când au ajuns acolo unde a fost, am ajuns, spunea cel care scrie articolul, unde a fost răstignit Horia, Cloșca și Crișan, am îngenunchiat încă o dată și am simțit că suntem în, în, acel an de 1 noiembrie când simțeam tropotele cailor Mihai care intra în Alba Iulia. Ar fi o întrebare legată de pe ultimile minute ale emisiunii vorbeam de Alba Iulia. De ce Alba Iulia a fost aleasă la momentul acela, 1918? Știm că în 1922 în coronare s-a făcut tot acolo, ceea celor doi e suverani, dar de ce Alba Iulia? Păi aș vrea să vă spun că după acel moment a fost de ce la Alba Iulia? Chiar ei se întrebau de la, cea, la Alba Iulia. Și Alba Iulia, răspunsul este simplu. În primul rând, Alba Iulia, Apulum, vechiul oraș, Apulum a fost oraș roman, Acolo au staționat, staționa luna 13 a Gemina. Acolo, la Alba Iulia, se găsește un, se găsește un mare document, code, să știți despre ce este vorba, un, un, o operă de artă și de, de literatură veche extraordinară. Dar nu mai atât. În primul rând, că la Alba Iulia, în acel an, în 1595, la 20 mai, Mihai Viteazu a venit să facă front comun împotriva turcilor și a fost umilit. A fost umilit de Sigismund Batori, cu care el credea că va lupta împotriva turcilor. Iar Mihai Viteazul atunci totuși a obținut ceva. A obținut dreptul pe românii din Transilvania să aibă, religia, să aibă religia lor și a pus bazele mitropoliei Acolo, în țară. Deci, Mihai Viteazul reprezenta simbolul care a adus din nou Ortodoxia, pentru că noi știm ce s-a întâmplat cu uh, perioada aceea de catolicizare. Suntem în 1595, iar apoi intrarea triunfală în Alba Iulia, așa, acel act al Unirii Voivodului, intrarea în Alba Iulia, uh, el n-a fost uitat. Și tot timpul, da. Aș vrea să vă spun. Uh, Alba Iulia, deci avea o simbolistică pentru românii din Ardeal, nu și pentru ceilalți celelalte populații. De asta cred că a fost aleasă. Da, dar românii care veniseră în provincie, mai ales când vom avea un alt prilej să discutăm despre și despre Octavian Goga. E, Octavian Goga și românii care din, din, din vechiul regat și cei din N-am spus aici, ne-am grăbit puțin. La adunarea de la Alba Iulia au venit și basarabenii, au venit și bucovinenii, cei care erau în funcția Consiliului Național, care cu câteva luni în, înainte de deci toți simțeau Alba Iulia că este Templul Neamului Românesc, Panteonul Neamului Românesc. Cu siguranță, în cursul acestui an, vom mai reveni și la Alba Iulia, și în, în tematica centenarului, pentru că dacă nu anul acesta când altundeva, cu siguranță evenimentele pe care le găzduiți, le organizați la Negomir, la Fărcășești, o să ne facă să fiți invitatul nostru. Vreau să vă spun că și la Fărcășești renovăm monumentul eroilor, faceți lui Victor Popescu ceva și aș vrea să închei cu încă ceva și uh, mi-a plăcut... Mi plăcut ce spunea Miron Cosin. Cititorule, fii atent ce scrii, cum scrii și scrie bine că scrisul tău să fie de folos neamului. Și ar trebui ca anul acesta să scriem bine în folosul neamului. Cu aceste gânduri vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la admisie, pentru, pentru contribuția adusă. A fost cu noi, dragi telespiratori, domnul profesor Dumitru Cauc. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!